Nici o problemă, se rezolvă. Da, Părtișandră. Părtișandră. Să nu zgâri pe aici, mamă, dar ce dau ăștia. Kitty Cat. Mamă, mamă, dar cum îi? Desert. Salut, eu sunt Adrian și astăzi angajații de la McDonald's și de la KFC vor decide ceea ce mănânc din categoria deserturi. Vom merge la McDonald's și la KFC, după cum ziceam, și vom ruga pe angajați să ne zică câte două dintre produsele lor favorite din categoria deserturi. Dar până să începem, nu uitați să dați un like și un share acest videoclip. Să lăsați un comentariu în care să scrieți ce alte idei de vloguri aveți pentru mine, ce mai vreți să vedeți pe acest canal. Nu uitați să dați subscribe canalului, link-uri către Instagram și TikTok le găsiți jos în descriere. Iar acum hai să vedem care sunt produsele favorite ale angajaților de la McDonald's și de la KFC din categoria deserturi. Și am ajuns la primul McDonald's de pe listă, vom merge la 3 McDonald's-uri și la un singur KFC și să vedem care sunt produsele favorite ale primului angajat de la McDonald's din categoria deserturi. Hai, cum din oricum. Bună ziua, atenți, vă rog. Bună ziua, aș vrea să comand două dintre produsele tale favorite din categoria deserturi. Dar deserturi, să fie două produse, te rog. Dacă doriți de la McCafe, Crunch. Orice îți place ție. Doriți să fie diferite sau? Da, diferite, da. Ah, două produse okay. Diferite. Deci am un Choco Crunch, un KFC. Perfect, asta rămân. Altceva? Atât. 31 de lei, 50 de bani la piață. Mersi. Deci foarte, avem ciocolată ceva crunch și Choco Crunch și carrot. Stai că nu știu dacă avem portofel. Ciao. Da, cu cardul, te rog. Zi faină, ciao. Deci avem aici două produse, Chocolate Crunch și Carrot Cake. Deci sună foarte interesant. Sună foarte interesant și n-am mai mâncat de la McDonald's chestiile astea niciodată. Deci este prima oară când mănânc aceste produse. Și avem 16 lei cu 15 lei, 31 de lei 50. Deci și de ce? Mihaiță, tu ce părere ai? Ce... Eu sunt curios dacă sunt astea refrigerate. Lasă curiozitățile astea, că știi răspunsul. Ciao, mersi. Mulțumim. Mersi. Tot cu VC? Deci, astea nu-s cu VC. Se uite lumea când te vede cu camera, deci efectiv... Deci se uite lumea aici că vede, da. Deci avem aici două produse, după cum ziceam, Carrot Cake și Chocolate Crunch, ceva de genul acesta, să vedem cum sunt produsele astea. Dar ne-au pus aici doar o linguriță. Ba, ne-au pus două linguriță, ce să vezi? Bă, Mihaiță, ar avut grijă de amândoi. Evident. Deci să ia și, să ia și părerea lui Mihai. Păi nu, deci eu aici mă sacrific pentru voi, exact, ca să nu fie cum exact. Ai influențat, că poate omul a luat bani de la ei și nu mi-a spus. Exact. Că aici vă zic, bă, tot e foarte bine, foarte bine, foarte bine, ia să verific. Dar n-am luat bani, adică n-am luat mulți bani. A, le-ai rămus bani, așa da. Mai, că și noi mai alea, știi ce zic. Dar nu știu cum desfacem noi asta, fii atent. Vreau să nu cadă pe tine. Avem în interior două produse, Carrot Cake și Chocolate Crunch. Deci, să vedem despre arată ca două felii de tort. 16 lei și cu 15 lei o felie, nu e chiar așa mult. Nu, chiar e clar morcov, tort de morcov. Exact, deci avem aici tortul de ciocolată prima oară. Și asta a fost 16 lei 50. Primul angajat de la McDonald's ar putea să aibă niște gusturi foarte bune, mai ales după cum arată asta. Mai ales că era și o domnișoară, dar doamnele, domnișoară nu se pricep. Ce zici, Mihai, e refrigerat asta? Spuneți în comentarii. Eu dacă am luat bani acum de la ei, nu pot să zic. Chocolate Crunch, 16 lei 50. Da, e ceva de capul ei sau e? Mai bună. Bună. Deci are aici ceva aluat, are ciocolată albă și are alune. Că văd acolo în mijloc. Da, ceva... nu, aia nu e ciocolată albă, e ceva spumă. Dar asta e ciocolată, spumă, ceva blat pe aici. Foarte interesant și foarte bun la gust, deci vă recomand să luați. Prima prăjitură de la McDonald's foarte, foarte bună. Fata aceasta a avut gusturi foarte bune. Și să vedem a doua prăjitură. Mihaiță la platane. În primul rând e foarte important să vadă că e aceeași. Hai să vedem ce e, adică da, deci să nu faci vreo șmecherie, vreo șpârlă. Bă, nu e rău deloc, părerea mea, acum poți să zici și tu că... Bă, da, ție-ți place mult că deja ai mâncat jumate din ea. Bună, bă, bă, bă. Pentru 16 lei forță, nu? Uitați-vă încă o dată cum arată. Da. Deci Chocolate Crunch și acolo avem un Carrot Cake. Adică, na, nu poți să ai nu știu ce pretenții la banii ăștia, dar chiar nu, okay. Nu poți să ai pretenții, dar chiar e bun, chiar și chiar mare felia. Trebuie. Adică uitați-vă și voi cât e de mare felia, deci nu-i vrăjeală, da. Chiar e mare felia. Mihai, approve. A doua prăjitură este acest Carrot Cake care arată foarte bine și este 15 lei, deci chiar mai ieftin deci, cu leu. Deci, de parcă vrei să duci acum la Sfințila, ce am maslu. Uitați-vă și voi cum arată Carrot Cake-ul ăsta, arată foarte bine. Foarte bun, ia să vedem ce gustare. Despre ce e vorba. E bun sau nu e bun? E foarte bun, nu că e bun. Comparat cu primul? Cred că e mai bun decât primul, dar asta ține și de gusturi. Mie îmi place mai mult partea asta, să nu fie cu ciocolată. Deci mie îmi place să fie un pic mai healthy. Ideea este că este mai bun, cel puțin din punctul meu de vedere, are un gust mult mai bun. Mai fresh? Nu neapărat mai fresh. Mai dulce? Un pic mai dulce, dar eu nu sunt cu ciocolată și cred că de aia prefer acest produs. Carrot cake-ul ăsta. Deci ce sau un fel de vanilie? Un fel de frișcă cu vanilie, frișcă, cred că ceva. Vanilie. Combinație, o combinație exact. Mamă, are un gust foarte bun. Acum sincer, nu e nicio chestie, chiar e un gust foarte, foarte bun acest produs. Și la 15 lei, eu zic că merită și aceasta a fost o felie destul de mare. Forță. Prima angajat de la McDonald's, nota 10 din partea mea. Foarte bune produsele. Încă o dată nu mâncați constant de la fast food-uri, chiar dacă sunt dulciuri acestea, nu și contează chiar dacă de noi mâncăm fiecare săptămână. Chiar dacă ne mâncăm fiecare săptămână, pentru voi mâncăm, să vedeți nu ce ne luați exact. Exemplu. Nu luați exemplu nostru. Ia, hai să vedem. Îmi pare de cum miroase, că asta n-am discutat. Asta n-am, da, exact, n-am verificat cum miroase. Ia să vedem. Nu comentez. Așa. Nu prea dai seama după miros, da. Hai să vedem. Dacă faci un dacă fire gala ochi, te pune să miroși, nu te dai seama mai. Mare brânză între ele. Nu, adică nu dai seama așa din miros.
parcare un fel de esență de scorțișoară. Exact, asta voiam să zic. Ceva exact, marțipan, nu știu dacă marțipan, ceva așa foarte cocos, nu știu, ceva de genul acesta. Un fel de, exact. Da, un fel de, dar știu și eu, și eu zic că e mai bun decât primul. Și ăsta e approved și cred că e și mai bun decât primul. Mm. Deci la miros nu-ți dai seama. Nu-ți dai seama la miros, miros, dar... zice că, a, da, ești tu încărnat. Post, are aroma așa de scorțișoară, de... De scorțișoară. Și am ajuns la cel de-al doilea McDonald's de pe listă și vom vedea ce ne recomandă angajații de aici. Deci ați văzut data trecută, s-o cam încheiat subit. Așa. Și acum suntem la cel de-al doilea McDonald's, vedem ce ne recomandă de la categoria desertului. Ar fi interesant dacă am primit, cum am primit atunci la KFC de 3 ori același lucru, să primim și acum 3 carrot cake, nu? 3 carrot cake. Bună ziua, aș vrea să-mi dai, te rog, două produse din categoria deserturi care îți plac ție. Nici o problemă. Să fie acelea sau diferite? Diferite, să fie diferite. Nici o problemă, se rezolvă. Perfect. Altceva mai adăugăm? Nu. Atât. Mersi. Deci cred că este băiatul care ne-a urat 600 de lei comanda. Îmi place că e un mister. 300 de lei, băiatul este. Ciao. Salut. Cu cardul, te rog. Mersi, okay. Mersi, ciao. Deci, ia, deci, spune-ne ce, toate. Ce crezi că e? Zici ce crezi că e? 20 de... Două produse, mă, 20. Păi nu, că se vede exact, 600 de lei. 600 de lei. Deci comanda, zic de acum, costă 31,50 de lei. Ce crezi exact că e? Același lucru. Exact același lucru. Băi, am avut gura aurită. Și un chocolate crunch. Deci acum vedem dacă au gust diferit produsele respective față de cele de la McDonald's-ul celălalt. Bă, Mihai, deci dacă și la al treilea McDonald's avem chocolate crunch și carrot cake. Exact că e pe pe carrot cake-ul cu... Dar nu e același lucru. Cum nu e același lucru. Pentru că data trecută pe bon scria chocolate crunch și carrot cake. Acum scrie carrot cake și chocolate crunch. A, înțeles. Cum ar fi să n-aibă același gust? Cum ar fi acum dacă sunt inversate? Dacă sunt inversate, să fie mai bun acum chocolate crunch și decât carrot cake-ul. Carrot cake, a? Păi francezii și ca Michael Jackson îi ziceau Michel Jackson. Practic noi am putea să zicem la carrot cake, carrot cake. Ia, să vedeți. Acum le-au făcut, deci acum le-au făcut. Așa că se proaste. Două... Uite, astea nu sunt refrigerate, sigur. Nu, acum sunt încălzite. La microunde. Ciao, mersi. Faină, ciao. Deci avem aici prăjiturile. Data trecută am primit și pungă, parcă n-am primit pungă. Nu, acum deja deci next acum level. Avem deja next level, avem și pungă. Vezi ce înseamnă să fii cea mai bogată comună din România. Avem, lasă nu zgâri pe aici, mamă, dar ce dau ăștia, dau cu mașinile pe aici. Avem aici, ce zici, Mihai, au același gust sau nu au? Sper că carrot cake-ul are același. Deci, sau măcar culoarea să fie aceeași. Având în vedere că o făcut-o acum. Da, nu știu ce să zic. Puse deci sunt și puse invers. Ce să da, vezi? Și pe bun invers. Arată deci... mai bine, Jonuț. Arată mai bine. Spune zici că arată mai bine? Spune-o că arată cred că n-ai văzut-o pe aia altă. Dar arată forță. Deci asta sigur e făcută de azi. De azi dimineață, la ora 5. Hai să vedem, da? Cum ei? Hai, carrot forță. Cake. Hai, dai. Eh? Eu cred că... Pare dezamăgit. Ești? Nu, voiam să zic că e mai bună. A, da? Nu știu de ce. Deci, că am avut dreptate, John. Mi se pare că parcă... Nu că, neapărat, nu că e mai proaspătă, dar cumva are aroma mai intensă. Bine, pare să fie același lucru. Doar că data trecută am mâncat după prăjitura cu ciocolată și poate are o influență acest lucru. Foarte bună aceasta. A fost mai rea și acum ceva. Deci se pare că angajații ne cam recomandă același lucru. Acum nu știu dacă nu sunt cele mai scumpe produse din meniu. Eu, poate. Eu cred că au un WhatsApp comun și le dați acele lucru. Stătea aia cu camera. Deci e foarte bun. Bun, așa-i? Hai. Poftă bă, asta miros, asta și la miros. Simți că e pre... cealaltă, nu foarte, asta deci simt. Chiar foarte asta bun. Asta e ce trebuie, ascultă foarte ce bun. Zic. Acum, teoretic ar trebui să fie același lucru, că ele vin, cred că, congelate toate. Dar nu știu, parcă mi se pare că se simte mai intens. Băi, da. Nu, parcă simți și cumva... Și mai prost, da, e mai bună. Cumva diferit, dar mai bună în sensul ăsta. E mai bună, da. Mm-hmm. Crema asta e ce trebuie. Forță, deci... Chiar vă recomand, acum, lăsați tot ce aveți și seara asta vă scoateți prietenii, carrot părinții, carrot cake acolo. Forță. Chiar e ce trebuie, jur. Dar ei, sigur e mai bun decât prima. E mai bună, nu? Mai așa bună. Zic și eu că e mai bună. Și la miros, la gust, exact. Și mai proaspătă e ce trebuie. Deci după ce am testat-o pe prima, trecem și la a doua, la acest chocolate crunch, care arată... Chocolate, chocolate. Arată cam la fel, deci... Arată un pic bine, amândouă arată la fel, asta, dar parcă e mai mic un pic decât dincolo. Asta a fost frecatoarcă de cutie. Cred că ne-am pus mai puțin decât dincolo, dar nu contează. Stați că ce-am făcut aici jale. Deci uitați-vă și voi cum arată. Wow. Și 16 lei, da? Cum e față de prima, da? Deci după ce mănânci pe prima, chiar cake-ul. Și vii la a doua, și mai la a doua, mai film. Scrieți în comentarii dacă ați încercat aceste două produse. Mie cel puțin mi se pare că ăsta este mult mai bun. Și care e diferența de preț? Deci ăsta e mai scump, cu 1,50 lei față de ăsta. Vedeți, deci nu neapărat lucrurile mai scumpe sunt și mai bune. Da, acum țineți de preferință încă o dată, dacă vă place ciocolata, poate merge. Deci, na, țineți de voi, dar ăsta mi se pare că e mai slab decât ăsta. E bun și acesta, doar că ăsta este mult mai bun decât ăsta. Să vedem despre ce e vorba. Deci acum a doua prăjitură. Băi, și Mihai. Și asta are un miros mai puternic, mai intens, primul, nu? Mai pregnant, da. Exact. E și mai greu de mâncat, că până stai să scobești aici, să nu știu da, ce. Da, nu, aia nu... merge mult mai lejer, e mult mai ok.
După ce mănânci pe prima, parcă asta nu e așa wow. Mi se pare tot ca prima. Dar nu, dar așa mi se pare că nu e ceva wow. Nu, e ok, dar nu e neapărat, nu se compară cu asta, stai? Deci nu se compară cu carrot cake cu niciodată. Parte, niciodată, chiar foarte bună. De asta e nu vreau mai mult. Exact, deci nu mai gata, gata, trecem. Sunt interesante ambele, dar totuși prima e mult mai bună. Clar. E altceva. Și am ajuns la cel de-al treilea McDonald's din Timișoara, de la care vom lua produse din categoria desert. Bună! Bună, aș vrea două produse din categoria desert care îți plac ție. Două produse, orice îți place ție din categoria desert. Da, exact. Și diferite, tate. Ori înghețată, ori plăcinte. Ce vrei tu? Nu contează. Ce îți place ție? O înghețată cu chips și caramel. Perfect. Doamne ajută că e diferit. E o plăcintă cu zmeură. Așa rămâne. A, perfect. Așa, da. Atât. Doamne, ne place. Mersi, mersi. Stați să pregătesc. Doamne aici ajută. Cărdulețul, mamă, de aici jale. Mamă, bă, domn Mihăiță. Vezi că să nu ieșim până să nu ieșim. Auzi, până. Auzi, bă, dar ce e aici? Scrieți în comentarii dacă vedeți pinul. Intrăm pe Telegram și facem un grup. Mersi, ciao. Mulțumim, Flori. Asta e cel mai important. Flori Kitty Kitkara. Flori Kitkara. Și ceva plăcintă zmeură pierd. Ciao. Mersi, zi faină. Ciao, ciao. Deci avem aici un flurry cu ceva KitKat și caramel sau ceva de genul. Și ceva plăcintă mai avem aici. Deci avem două produse și au fost din, nu știu, 20 de lei și 50 de bani, ceva de genul acesta. Da. KitKat, oreo, nu știu ce. Te rog să le spui urmăritorilor tăi dacă pinul este 1, 2, 3, 4. Mai încearc, știi cum e, cum mai încearc. Deci avem aici un McFlurry caramel și ceva de genul KitKat. Da? Și mai avem ceva plăcintă cu zmeură și piersici, cred că. Deci am mers pe mâna angajatului și cred că sunt deja niște produse flavor. Foarte bune, da, deci plăcintă cu piersici și cu zmeură. Și să vedem acest KitKat, că uite cum arată, arată deci bine. Arată bine, deci arată bine. Diferit. Și are caramel. Mamă, dacă cum îi. Mamă, cum arată. Porține, cred că angajatul de la Mac are nota 10, deci pentru produsele astea cred că este mai bun decât ce am mâncat mai devreme. Uitați-vă și voi cum arată. Da. Era să dau pe tine. Uite, deci uite lumea care are felul 17. Exact, ia să vedem cum e asta. Lumea care s-a obișnuit cu vlogeri. Prima impresie, pe capul lor. Uitați-vă cum arată forță, mai o gură că e top. Deci ce trebuie să zici? Mamă. Așa, de primăvară, așa. Mamă, uitați-vă cum arată caramelul ăla. Deci zici că e next level, da? Vezi că asta... Mamă, dar asta e mai bună decât prăjitura. Așa e? Și-a fost numai 12 lei. Bine, așa, și mai bună și mai ieftină, exact, dar 12 lei... Uite că se poate, se le-ai și pe amândouă. Părerea mea că merită la 12 lei să luați asta, mai bun decât prăjitura de 10 ori. Asta e ce vrea românul, bun și ieftin. Deci bun și ieftin, mai o gură că nu pot să mă opresc. Mamă. Vezi că vreau și eu să vin la degustat, că mi-a făcut o poftă. Vai, ei. Lăsați un comentariu dacă ați încercat și dacă v-a plăcut. Deci e forță. Mai bun. Deci topul de pe lumea aceasta înghețată. Mulțumim angajatului de la McDonald's. Forță. Mai bun decât care cheie. Exact. Și are 16 lei, dar bine, înghețată e altă categorie, da? Oricum, e mult mai bun decât. Asta e vestitorii primăverii, știi mie. Deci Mihăiță nota 10, da? 10. 12 lei, 12 nota. Ce am revenit și avem aici această plăcintă, deci după înghețată de dinainte. Nu o să fie la nivelul acestei înghețate, dar e ok. Și aceasta a fost Oplay, deci plăcintă cu zmeură și piersici. Oplay 50. Uitați-vă cum arată, e ca cea de cu vișine. Exact, numai care zmeură și piersici. Ia să vedem cum e. Gustul se simte mai bun, asta rău de vișine. Sau parcă totuși vișinea e la vișinea cred că e mai bună decât asta. Deci decât asta e mai bună vișina, mi se pare mie. Na, acum bine, acum după ciocolată, după înghețata asta nu prea merge. Cred că puteam să facem invers sau habar n-am. Dar mai au gură, e bună și asta e cumva așa dulce acrișor, dar e foarte bun. Se simt piersicile, mă rog, și zmeura. Esența de piersici. Esența, da. Mulțumim angajatului de la McDonald's că ne-au recomandat produsele astea, mai ales înghețata asta deci McFlurry. Te salutăm dacă vezi cumva asta. De la McDonald's mi se pare că cel mai bun produs a fost acest McFlurry. După care carrot cake-ul. După care carrot cake-ul, după care plăcinta asta, știu, zic eu, tu n-ai încercat. Probabil. Și după care vine partea aceea de chocolate, crunch sau ceva da, de genul da, acesta. Și mi se pare că înghețata asta încă o dată e pe locul 1. Și am ajuns și la KFC să vedem ce ne recomandă angajații de la KFC la partea de deserturi. Cred că au deserturi, au ceva deserturi și ceva prăjitură cu iaurt sau ceva de genul acesta. Și chiar sunt curios, Mihai, tu ce zici? Un aeran din ăla, nu? Nu, mă. Nu, ceva prăjitor, să vedem ce ne recomandă. Mai e diferit. Sper că nu mă prea o să e sub McFlurry. Și la preț? A scăpat dumbărița de 600 de lei. Nu știu, eu mi-a dat să o preau. Sigur. Aș vrea două produse din categoria desert care îți plac ție. Desert? Desert. Ce cu cookie și cheesecake. Astea rămân. Atât? 21.30. Mersi. Deci, cred că înțeles de seară, nu știu, mă
voi. Am zis de seara sau de seară? Eu ce am zis? Clar, o spus de seară. De la tine n-am fost foarte atent. Cea cu cardo, te rog. De seară. De seară. Uite, cheesecake n-am avut. E noutate. M-am mai testat. Nu, zic acum, toată. Astăzi. Okay. Mersi, mersi. Deci avem aici un cheesecake și un choco cookie. Un cookie de ciocolată și un cheesecake. Să fie exact 80 cu 13 lei, 30, 20 și 30. O să fie pe rama la fel ca și dincolo. Deci toți angajat iar top. Măi, hai că te bagi și tu să testezi. Față de McFlurry nu se compară. Deci, uitați-vă și pe aici. Să mișcă foarte rapid, deci pe speed, pe speed. Deci pe speed, pe speed. Am grea. Ai grijă la jante. Stai că cu jantele e jale. E jale cu jantele. Deci... cu jantele, nu cu gențile. Și avem aici cheesecake. Mamă cum arată această cutie. Deci arată foarte forță cutia. Asta e cheesecake-ul? Asta e cheesecake-ul. Mănânci cu tot cu cutia. Păi mănânci cu cutia, știi. A, practic asta e cutiu. Uitați-vă cum arată cutiul. Deci un cookie mare și un cheesecake. Uitați-vă și voi cum arată acest cheesecake. Am mai testat la un moment dat. Uitați-vă cum arată. L-am luat invers. Trebuia să duci barosul. 13 lei 30. Bă, de ce prețul, sincer, masă? Adică, na, nu poți să ai nu știu ce pretenții. Crema asta de brânză? E stricată. E forță, man. Pă bune? Are un gust foarte, foarte bun. Ui, auzi. Mihai, pregătește lingurița să testezi. Deci cum e asta? Forță. Mmm. Altceva, ha? Blatul nu mă prea impresionează așa. Bine, nici da, brânza aia, crema aia de brânză. Uitați-vă cum arată. Deci crema aia de brânză e forță, forță. Deci, părerea mea că merită. A, 13 lei 30. Dar mirosul, până aici îl simt. Deci miroase forță, nu? Da. Nu cred că e mai bun decât carrot cake-ul de la McDonald's. Produse foarte, foarte bune astăzi. Bă, chiar bun, chiar bun. Miroase bine, miroase da, forță, da. Forță, da? Cheesecake zici. Cheesecake, da. Da, miroase chiar ăla tradițional, știi? Da, e forță, deci... Mm-hmm. A luat-o... Are... Mm, e greu de mâncat, a luat-o de peste. Nu, nu, îți place? Crema asta e ceva ca un fel de ușor mentolat, să-mi spun mie, în crema asta de brânză, nu? Nu, pe bune. Ce mentol am? Bă, mi se pare așa, așa genul de foarte fresh, știi? Fresh, da, dar nu știu dacă... Foarte fresh. Nu, apară, ceva fresh, asta mi-a venit prima. Are gust așa mie. Cumva de zahăr vanilat sau ceva, ceva de... Da, exact, da. Deci zic că e mai bun decât aia... Decât ciocolit. Decât ciocolit de la McDonald's. Decât ciocolit. Un pic așa sub... sub... carrot cake. Carrot cake, da. Da, oricum. Mult sub McFlurry, deci McFlurry ăla forță, ăla a fost... Kit-Kat. A fost desertul anului 2034. Hai să mai iau gură. Bună. Dar și blatul e ok. Asta se testează dinții. Testează dinții. Dacă are dinții bune. Mm-hmm. Produs de biscuiți glazați în ricota și cremă de brânză. Ricota. Zahăr, ouă, unt, regulator de aciditate. Zahăr din trestie, brânză, mascarpone. Altceva, domnule. Din produs congelat. A, uite, ne-am răspuns la întrebare. Uite, bun de folosit astăzi, expiră în 31. Arată, arată mini forță. American de arătat pancake. Arată forță și a costat nici mai mult, nici mai puțin de 8 lei. Mamă! Te lovește? Mamă! Bun, da, zici că e cea Nestle, zici că e cea Nestle, jurul. Mamă, uitați-vă cum arată, deci de arătat arată forță și la 8 lei, e cam mic pentru 8 lei dacă e așa să compari cu alte produse. Uitați-vă bucățile alea de ciocolată care pică prin mașină acum și s-au terminat, deci s-au împrăștia toate. Ma. Deci uitați-vă ce și voi cum arată. Wow! Te lovește? Mamă! Cum e cletită? Mamă! Așa e de zici tu că nu seamănă cu cletită. Mamă, dar cu măi! Mamă, dar cu măi, uitați-vă și voi! Deci la 8 lei forța! Mamă! Se topește! Mamă! Deci te pomnești că o fi mai bun decât cheesecake-ul. Cheesecake-ul. Decât cheesecake-ul. Dacă ar fi după mine, aș merge pe asta, în locul cheesecake-ului. Este mult mai bun, cel puțin asta n-ai, părerea mea. Ține și de preferință ce vă place vouă. Și părerea mea că angajații de la KFC ne-au dat niște produse forță, deci foarte bune. Da. Cei de la Mac la fel. Ia-te, 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 ia-te. Wow, vezi că pe jumătate dai prima mașină acum, fii atent. Forță. Să zici că sunt astea Jerry, știi, și unici că mai eu nu de cașcaval am ciocolată. Cașcaval. Mamă, da, chiar. Se topește cumva așa, poți să mănânci. Cumva așa e moale. Mm-hmm. E foarte, foarte fain. Da, părerea mea că este peste acest cheesecake. Da, da, ca și a luat, da. Crema aia, crema aia de la cheesecake crema e mai bună, crema, clar. Dar a luat deci al produs, n-am putem să comparăm mere cu pere, da, dar corect. Mai azi dimineața ce ești cu par de lapte deci asta. Deci chiar neașteptat de bun. Forță. Ca lumea, forță. Ca lumea, ca lumea, ca lumea. Și produsul nu poate fi vândut în rep. Șarmola. Nu poți să faci rep de pui cu nu poți să faci șarmola de pui cu cookie. Și cam acesta a fost și vlogul. Dacă v-a plăcut, nu uitați să dați un like și un share acest videoclip. Lăsați un comentariu în care să scrieți ce alte idei de vloguri aveți pentru mine, ce mai vreți să vedeți pe acest canal. Nu uitați să dați subscribe canalului, link-uri către Instagram și TikTok le găsiți jos în descriere. Eu am fost Adrian, în spatele camerei a fost Mihai și numai bine până data viitoare. Ciao!